de digitalizare, lansat în februarie 2004. În prezent sunt un număr destul de mare de utilizatori, după cum pot spune și cifrele pe care le vedem chiar în momentul de față. Putem spune noi. Mulțumim și ne tare mult, te lăsăm pe tine acum. Și de asemenea și pentru Alexandra, dacă aveți întrebări la finalul... Orice întrebări aveți, da. Cu mare drag, cu mare disponibilitate pentru a vă răspunde. Să fac o scurtă prezentare, numărul de Creșa, care este o zonă care a evoluat foarte mult în ultima vreme. Așadar, o să încep cu prezentarea mea. Cum spuneam și mai devreme, eu sunt creator de conținut în zona de social media, am un blog, blogul Alejandrei, din așa se numește. Sunt TikToker, YouTuber, am o emisiune, sunt realizatoare și producătoare emisiunii podcast cu Alejandra, care a obținut chiar în această vară premiul la Summer Gala Premiul Radar de Media pentru cel mai bun podcast feminin în zona de beauty, fashion, beauty și fashion în anul 2023. Totodată, eu sunt și client specialist la atelierele Ilva, centrul numărul 1 din România de calificare și formare profesională, un centru care oferă... Oameni. Acestor dezechilibre de stânga și dreapta. O să se sizați pe parcurs.